Doamnelor și domnilor, a început prigoana preoților din Biserica Ortodoxă din Cernăuți. Preoții spun că au fost umiliți și agresați de soldații ucrainieni. Militarii ar fi intrat peste ei în biserică, devastând totul pe motiv că preoții sunt spioni ruși. Mai mult, unul dintre duhovni spune că s-a încercat chiar anihilarea acestuia. Aurina Petra, Costin Soare, colegii mei sunt acolo într-o transmisiune specială și vin cu informații de ultimă oră din Ucraina. Vă ascultăm, bun găsit! Bună ziua, bun găsit tuturor, doamnelor, domnilor, este o transmisiune specială chiar de la Mănăstirea Bănceni de aici și din zona Cernăuți, unde ar fi avut loc chiar și percheziții recent, autoritățile statului ucrainean, Aurina, spuneau și oamenii și călugării. Au intrat peste preoți. Cert este că cu doar câteva minute în urmă s-a terminat slujba aici la această mănăstire, o slujbă prilejuită de sărbătoarea de astăzi, Sfântul Ion, asta se sărbătorește, au participat foarte mulți preoți, dar și credincioși și cu toate acestea, la final am încercat să vorbim cu ei, au fost foarte reticenți, reținuți, iar ulterior când câțiva s-au oprit să discute cu noi, să ne spună că într-adevăr preoții din această zonă sunt prigoniți, pur și simplu am fost scoși afară din curtea mănăstirii. Și chiar dacă înțeleg limba română, unii dintre ei refuză să facă acest lucru pentru că am văzut ce s-a întâmplat. Înțeleg română, chiar paznicul de aici. Dar nu, ne-au vorbit tot timpul în limba ucraineană. Asta n-ar fi o problemă, am reușit să stăm de vorbă totuși cu câțiva localnici mai curajoși și aceștia spuneau că este o problemă între bisericile ortodoxe. Știți deja că a fost un conflict, o bătaie pur și simplu între credincioși, a fost chemată și poliția între biserica arondată Moscovei, da? Și cea de la Constantinopol. Ar trebui să rămână cumva, bisericile încearcă să se separe statul de biserica de la Moscova. Și în plus de asta, Aurina, cred că toate aceste probleme și percheziții au avut loc în contextul în care lunile trecute la Kiev, la o mănăstire, au descins procurorii pentru că aveau informații că acolo s-ar afla persoane care lucrează cu Moscova și că s-ar afla inclusiv materie pentru război. Oricum, preoții, mai ales cei care slujesc în limba română, sunt prigoniți și sunt suspectați că ar lucra pentru Rusia. Practic, din acest motiv au avut loc aceste descinderi. Oamenii trăiesc în continuare în teroare, preoții ne-au povestit oarecum, dar nu au vrut să apară în fața camerei, au spus că a venit armata peste ei în biserică, că au răscolit totul și că pur și simplu trăiesc în teroare și le este foarte greu. Nu este exclus ca în perioada următoare să mai aibă loc astfel de percheziții, pentru că autoritățile de la Kiev vor să se asigure că mănăstirile, lăcașurile de cult, da, nu pot reprezenta un adăpost pentru ruși. Doamnelor, domnilor, vom veni în scurt timp cu declarații importante în exclusivitate de aici, din Ucraina. Așadar, rămâneți cu noi!